Păi dacă te caut acum nici 5 bani ai în buzunar, băi. Mă, să-ți moară mie, Larisa. N-am bani? N-ai bani. Bună ziua și bine v-am găsit la Bine ați venit. Suntem, da, s-a aprins lumina aici. Uite așa se vede mai bine. Suntem alături de The Brother-ul Adi Pălana. Adi Pălana. Dai mă mai jos, că fiți atenți ce mare s-a făcut. Așa, așa, sunt și eu mai mare. Ia, ridică-te în picioare, hai sus. Că morții te-ai făcut atât de mare, cum e până la înălțimea aia? Ei, frumos. Nu, stă el pe ceva, doamne, știu, adică dacă îmi dau bășină, o miroase mai bine, că bășina se duce în sus și el o miroase mai bine, hai că e fratele meu. S-a făcut mai lung, brotherul meu, fraxul și mai lung, exact ca și măsa, e nou, înalt și da, frumoasă. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Ce credeți? Suntem în garajul lui Shari aici, după cum observați aici trebuie să mai pun o placă de OSB, sunt în partea din spate a casei, e casa poporului aici, nu? Da. Ia, zi-se-i something, dacă... Ok, și avem aici garajelul nostru pe care încă mai trebuie să-l mai lipim, să-l mai aranjăm, dar să știți că arată binișor. Avem aici un banc, bicicleta, o drujbă pe care am făcut-o pe live. Fiți atenți cum arată drujba asta. Am pus-o pe bicicleta asta, dacă știți, și ia de-o pe dar, mă, să-ți moară mie. Cum a pornit? La sfert. Și n-a pornit-o de-aseară. Jură-te, zic că e 1 aprilie. Da, nu, adevărat. Deci ați văzut ce frumos. Păi când vreau să pornească alea lui Alex? Și ce credeți că a venit frățiorul meu la mine? Deoarece m-a văzut pe live, brotherul meu. Pentru că am început vlog-uri, dacă a venit și primăvara, am început vlogulețele. A văzut că am desfăcut-o pe asta la ambreiaj și el a cumpărat bicicleta de la, cum îl cheamă? De la? Eric. De la? Eric. Bă, vorbim amândoi. De la? Eric. De la? Eric. De la? Eric. Deci asta era bicicleta lui The Brother Eric, ok? Ce problemă? Ia, bag-o înăuntru, bag-o înăuntru la service. Da, aveți bon de comandă? Da, da. Luați dumneavoastră problema în mână și vorbiți cu ea un pic. Puteți să o dați mai în sânge, mai încoa. Așa. Așa, 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 așa. Și lipiți-o de zidul eternității. Asta trebuie să le vopsesc, poate nu te... Da, să te prezinți la mine ca să mă ajut să le vopsesc. Astea și astea, dulapul astea, uite, vezi? Da, pe unele le-am ars cu flacăra, știi? Da. Le-ar cu flacăra, trebuie să aduc alea două de aici. Băi, ia uite. Ai joacă și pe asta. Deci e mișto, e? Da. E de la ca să faci așa, să tai ceapă pe ea. E mișto, mă, e banc de lucru, mă, de brother. Ia uite, le-am vopsit pe toate, trebuie să le fac pe toate gri. Hai că e treabă bună. Ia uite ce avem aici, ia uite. Pac, pac, pac. Astea le-am adus aici, mi le-am pus. Le-am făcut cu maro, așa frumos, pac, pac, pac. Pe partea sau să bag vată minerală. Ia uite, m-am băgat spuma, am băgat. Păi e full option. Hai că e ce trebuie, da, geam de termopandă, de morții mei. Hai că e treaba bună, dar de zidul ăsta ce părere ai? Și fiți atenți că acum nu e complet, dar o să-l completez eu cu de toate. Arată bine, mă, aici o să-mi fac și aici avem garajul. Lumină la 12V, frumos, baterie aici. Dacă iau cleștele ăsta, s-a luat lumina. Și avem și invertorul, doar ce mi le-am adus aici, frățiorii mei. Joacă și pe asta, fratele meu. Îmi vorbește, ai mers pe de la? Îți rup două gâturi și un picior. Hai că da. Spune să moară Larisa, vrei să ne primăm cu ele astăzi? Să le faci? Normal. Da, nu știu dacă le putem face. De ce vă spun asta? Deoarece el are o problemă. A venit să-i repar bicicleta cu motor, deoarece a fost al lui Eric. Eric i-a dat-o lui. Adică s-au îmbrăligat într-un fel, cum arată ăsta din spate. Băi, tot nu le-ai strâns pe astea, mă, băiat? Bă, da, mă, le-am cumpărat și le-am strâns iar, dar m-am plimbat cu ele și am uitat să mai le strâng. Că moară Larisa, ale mele, dacă se... Băi, de cine ai luat și tu piulițe de-alea cu... Am uitat cum se numesc. Cu frână. Nu, mă... Cu... Da, plastic. Piulițe cu frână? Da, așa zice unii. Piulițe cu... Am uitat cum se... Cu plastic de la mă. Ne. A, asta e de la ei, nu? Da, e de la ei. A, e de la... A, a venit cu șurubul ăsta, mă. Da, da. A, deci asta așa e ea. Bun. Mai aveți și dumneavoastră? Da, văd că și aici e una care... A, dă ideea edisirea asta? Da, da. A, am înțeles. În rest, e bine. Cred că roata tot așa face, da? Da. Hai că e ieșit o roată cu Ana, te spărcă-i pe tine pentru o roată de-asta, că poți să, poate să se rupă să ajungi cu ea în Spania. Aici ce observăm? Schimbă, o ruptură de menunchi. Am vrut să zic de menisc. Și credeți că mai sunt resturi pe colon? Cum am mâncat faci gura voastră? Așa, ia uitați-vă. Băi, sare asta de aici, mă, să mor. Băi, tu te uiți că ce-i pe... Ia uitați-vă. Da, mă, numai le-am strâns două săptămână. Păi de ce nu le strângi cu Ana? Ce ai de făcut acasă? Spune-mi care e problema cu ea, să moară Larisa. Ambreajul. Deci, de nu ne ținem de mână amândoi și vorbește ce problemă ai. Nu mai cuplează ambreajul. Când apăs, nu cuplează. Rămâne roata împlucată. Oftează un pic.
Ok. Și ce, cu ce pot să te ajute fratele tău? Cu ce pot să te ajute? Problema. Să... Sunt care e problema la ambreiaj. Bă, frate, dacă calci ambreiajul și dai drumul acum, ia, dacă... Nu cuplează? Nu cuplează deloc. Păi și ce, ai în viteză, mă. Ia de drum. Auzi, l-ai mai strâns? Nu, aici am făcut eu aici, când am dat ăsta așa. La o parte și am pus capacul ăsta la întâi mai de mult. Băi, frate, pe e și cablu terminat, mă. Ai vreun cablu? Da, uite, le-au pus aici. Auzi, ai încercat să strângi? Să dai ăsta de aici și să-l mai strângi? Nu. Mi-e frică să nu stric. Ah, deci n-ai umbrat, nu l-am ambreiaj, ai tu probleme atunci. Ia, întoarce-o invers, zi-n-o coace, întoarce-o invers. Mai ofteți o dată? Uf, doamne, uf. Două cu partea așa în partea aia, brodoraș. Nu, invers, Adi. Ca să, hai să încercăm să o strângem aici. Dacă nu, desfacem și ne uităm la ambreiaj. Am crezut că de la ambreiaj are problemă. Dar nici ăsta nu s-o drept. Hai, bă, să moară, Larisa, ești prost la sub braț? Mai merge asta cu Ane? Da. Păi și de ce nu o strângi, mă, Adiță, mă, așa și tu, mă? Ia cine așa? Ce-mi seama? Păi, de luță de Marie. Uite-te pe ecranul ăla și vorbește un pic cu el. Da, să vorbim cu ecranul. Cum, adică cine și-a dat seama? Adică scade bicicleta din mână și nu-ți dai seama că ți-a căzut? Nu. Păi dacă eu așa o pornesc, mă? Păi mă, fratele meu, pune mâna și tu pe ele și verific. Tu ai văzut, uite, fii atent aici, șurubul ăsta din față, era terminat și aveam joc aici la asta, pac, în cauza la șurub. Nici eu n-am fost atent, da. Și uite, ăsta e și cu cheie de 10 aici, văd. Ia uite, mai pui o piuliță aici, să trească mă, mai pune o piuliță. Păi uite, mă, de n-ai văzut cum făcea asta? Am văzut, frate. Aici filmează, dă-te mai aproape cu camera. Fii atent aici ce avem, ia uite. Deci aici avem unda asta. Era șurubelul slabuz, mă, să-ți moară Larisa. Și cablu e terminatus, paraditus, cancerus, spiralis. Băi, și am zis, dacă nu pot să o fac, să-mi iau alt capac de ăsta, știi? Cu tot cu ăsta. Păi, dar nu capacul, uite, vine ambreiajul tocmai pe partea aia, placa de presiune, mă, brodere. Uite așa. Ia uite. Și acum cum mai strângi tu? Păi și ăsta de ce se duce până acolo? Mă întrebăm. Asta e problema, mă? Păi el numai... Ia dă-te mai așa în spate. Tu ai desfăcut ăsta? Nu. Serios? Serios, mă, dacă m-am umblat la ea. Ce, am schimbat alea după spate. Ia-ți și când mi-a bisat rublanțul atunci. Bate aici, să vezi bine. Dă-te mai în acana, nu vezi cum țincăne camera cu două mâini să-ți trăiască mă ta. Mamă, dacă iese ăsta de aici, nici nu mai poți să-l mai pui la loc. Vezi că are multe dale. Păi cum, dar de ce s-a slăbit ăsta? A desfăcut cineva aici? Nu, mă, am desfăcut-o eu când mi s-a rublanțul, când mi s-a rublanțul. A, atunci, atât. Auzi, dar te-ai uitat, poate nu ai pus bila. Avea bila? Da. Păi și de ce face așa, mă, de broadere? Că al meu nu face așa. Uite, le avem... Ia vină cu camera. Ia uite. Ai înțeles? Uite, direct aici. Asta e așa, că era... Uite, vezi? Ia uite, nu-i de voie, vezi? Da. Pentru că e placa. Știi ce ar putea să fie în caz de problemă? Uite, aici are un arc. La ambreiaj trebuie cu presa aia, știi? Hai măcar astăzi, dacă nu putem să o facem... Uite-te pe cameră și să nu te excite camera. Hai că da. Deci în partea asta e mai lung și unul nu mai l-ai. Ia. Bila trebuie să fie, uite aici. Da, e aici. E aici bila. Aici trebuie să fie o biluță. Dar de ce nu mai ai pus asta, măi? E nebunit la cap? Deci asta nu înțeleg. Ăsta trebuia să-l desfac, să... Ia. Știi ce zic, nu? Da, știu. Hai, este. Hai că l-am scos pe ăsta, dar îl băgăm greu aici. N-are nimic dacă îl scot oricum. N-are, mă, cablul la ăla acolo, în partea aia. Păi nu, că mi-au cablul după spate, mă. Că vreau să o dau jos. Păi și cum vine, mă, asta aici? Adică cum vine, eu știu cum vine, dar uite așa. Păi și tu când strângeai dădea în ăla, mă, aici? Nu. Păi și ia, uite, unde se duce ăsta, mă? La capăt morții. La capătul... Mă, ia vină, mă, să ne uităm la al meu. Ia vină cu aici. Deci ai văzut, s-a văzut bine, da? Da. La mine ce? Stai că eu am piulița aici, pe partea asta. Nu, hai să ne uităm în partea aia. Hai că ne ducem de la un alta, nu mai desfac pe ăla. Deci nu înțeleg, care-i treaba? S-a spart ceva din ăsta de aici? Ia uite, are un pic de joc aici. Ia uite, vezi? Ia uite. Are un pic de la zi. E frecare. La alarmă. Frecare pe ce? Nu știu. Dar n-ai vise să... de frecare pe ăla acolo. A, uite, ăsta are rolul doar așa, să... Stai, mă, să-i dau șurubul ăsta jos. Cât se duce dacă îl pun aici? Cum poate să se ducă până aici, mai nebunit? Nu.
Uite așa. Și uite joc în ea. Păi... Și tu n-ai joc deloc în ea. Da, da, asta trebuia să stai aici. Nu? Ia uite la albine cum să vezi. Uite, uite, da. Și asta, uite așa. Da. Știi ce ar putea să fie? Hai să pun la loc, să nu ne pripim. Și dacă e, zici că să ții cu camera, cu două mâini. Dacă e, hai să ne uităm la ambreiaj, în partea aia, că poate s-a strâns. Sau s-a slăbit, că de la soare. E un soare acolo, da? Uite, eu vreau să-l strâng acum. Tu doar aici ai avut un șurub, nu l-ai avut. Nu. S-a rupt în bloc aici? Nu. Nu cred. Păi uite, mă, frate, că nici ăsta nu strângem, mă, broadere. Ia uite. A, era dat peste cap, i-a dat filetul peste cap, băi, broadere. Și asta, doar un singur șurub ținea, mă, Adi, mă, frate, mă. Deci nu știu dacă observați problema. Ai înțeles care e treaba? Da. Ținea un șurubel și un șurub ce să facă? Îl dădea și îl păcănea peste cap. Stai așa că s-ar putea să-l țină ăsta. Dar acum a trebuit făcut alt. Uite, ăsta a ieșit și ăsta are filetul mâncat un pic, mă. E, a băgat toată lumea mâna în el, mă, frățiuer. Uite. Păi, uite-te un pic. Când apăs pe ăsta, vezi că se mișcă de aici? Ia uite, se pinge, observi? Da. El ar trebui să fie, păi ar trebui să, dacă nu se mai înfiletează în corp, ia. Dar dă-n ambreiajul ăsta, dă-n... În ambreiaj, auzi? În carburator. Dă-n carburator, am vrut să zic ambreiajul ăsta. Ia, uite, îl pun așa, știi, ca să poată el să facă cursa, de curiozitate. Ia, dacă îl țin de aici... Păi și cu ce putem să-i facem filet acolo? Uite, observi că îl împinge, da, uite. Am văzut. Uite, uite aici, filmează așa, ține așa. Țin-o cu două mâini. Păi eu țin. Uite, fii atent, când apăs pe ăsta, împinge carcasa aici, uite. Și normal că nu mai mergea. Uite, că el poate decuplează acum. Ia, ia stai. Ia, dă-te mai în spate. Păi nu trebuia să decupleze, mă? Ia stai. Uite așa. Nici nu mai cuplează, mă. Ia vină, mă, coace. Să fie aici, să... Trebuie să filmăm. Hai să vedem cum e soarele aici. Eu am văzut și cum e la ăla al meu. Uitați, fraților, aici ambreiajul. Uite aici. E placa de... placa de ambreiaj. Nu știu dacă a băgat cineva mâna în motor. Nu are cine să bagi mâna acolo. Nu știu, frate, dacă tu ai lăsat-o pe unde o... Știi ce zic? Știu, da. Păi... Și ai dat-o la unul și la altul, eu nu i-am... Eu n-am, nu ți-am dat-o decât ție și lui Eric, atât. Și mi-a părut rău. Dar m-am învățat minte. Alex nici nu s-a urcat pe ea, știi, nu? Da, știu. Vine mai aproape așa un picuț. Atât, brother. Oricum filmez Full HD. Știi că am bani mulți, nu? Da, știu. Datorie. Așa. Uite, deci se dă asta la o parte. Nu curge ulei, nu curge nimic. Și se vede soarele și... Dacă dau un șurubel la o parte și când calc ambreiajul, dar să știi că nu se poate să mă lase decât dacă calc ambreiajul. Știi? Că e presiune cum ar veni. Așa. Ia uite. Ai înțeles? Păi ce mai nu, asta e bine aici, nu e. Aici ambreiajul, frate. Rotița asta e, ca să zic așa, de ghidaj. E rezistența ca să nu se desfacă ea, uite, vezi? Aha. Și acum când călcai ambreiajul, ia. Uite că el nu are joc aici pentru că ar fi trebuit să calci ambreiajul. Când calci ambreiajul, poți să desfaci pasta așa, uite așa. Acum e în presiune, știi? Dar nici nu poți să-l desfaci acum fără. Uite, vezi? Uite, se desface de aici. Dar trebuia să meargă când călcai ăsta, știi? Ambreiajul, ia. Să cupleze ăsta, dar nu cuplează. Uite, se elibera ăsta și se desface cu mâna singură ăsta, știi? Aha. Dar cum rămâsi dacă... Nu, până nu... Dă-te înapoi. Până nu facem chestia aia. Păi, dar tu nu ai nici aici joc. Tu nu ai nici în ăsta, în partea asta de aici. Cum faci că... Nici aici nu cred că ai. Ia, ai vreun... Adică dacă ai un pic de filet, mă, ai înțeles? Eu am filiera, am tot ce trebuie, dar nu știu dacă îi dă voie. Uite, dacă cum a ieșit asta pe partea alaltă, îi pui piulița, ai înțeles? Am. Păi doar un șurub îl ținea, mă, fratele meu, mă. Un șurub aici, ăsta se mișca, spițe rupte, lanțul, ia uite cum e, pișatul boului. Și tu vrei să-ți meargă, mă, bă, dar și tu ești, mă, ca Alex, mă. Fii, mă, un pic mai așa să vezi că, bă, dacă se strică,
Hai că la tobă ai schimbat șurubul, nu? Da, i-am făcut alt filet, i-am făcut ce trebuie. Uite, aici ai cineva l-a strâns care a umblat, ai umblat-o? Nu. Și cine ți l-a, cine l-a strâns, mă? Păi, frate, l-am strâns ca lumea, mă. Ia uite, uite, uite filetul aici, uite, îl vezi filetul? Ce? Se vede, nu? Stai așa, stai așa. Ia uite, fratele meu, na. Ma. Stai așa să pun aici. Stai ca să-mi focalizeze mie așa, uite. Ma. Da, ia, stai așa să mă dau așa. În fine, uite, pe filet are șpandă la, uite. Ia uite, stai așa. Ia uite, ia uite. Da, îl văd. Se desface cu tot, uite. Uite, vezi? Da. Uite aici, uite, un bloc și unul și altul. Ia fii atent aici. Aici nu, aici nu are șurub, ia. Ăsta e bun, dar nu ai șurub aici, observi? Da. Așa, să te uiți, să te dai mai așa un pic, uite așa, bravo. Ia, ăsta barem se duce. Hai că ăsta îl strânge. Da, și așa și ăsta poate ieși până în capăt, nu? Ia deranjează. Nu mă, a? Oarecum. Cred că ăla e mai bun, cred că ăsta e mai bun. Da, și aici, cred că... Cred că a scăpat ăsta, s-a desfăcut singur, este? Stai, ține de el, ia. Nu, ăsta e mai bine, vezi? Dar trebuie să găsești un șurub ca ăla, nu știu de unde să iau eu un șurub ca ăla, așa, știi? Da, știu ce zici. În primul rând, poate o fi de la... Zici că e de la soare sau de la ambreia, știi? Dar uite că nu ai... Nu, uite, aici. Și ăsta dă... Gata, mă. Dă-i drumul aici și vorbește cu mine. Fii atent ce vreau să fac, brotheri. Din moment ce șurubelul ăla pe care... Nu mai știu unde l-am pus. Care nu-l vedem. Uite-l aici. Ăsta e de 6, ok? Tu te uiți în ecran, nu te uiți nicăieri în altă parte decât în ochii mei. Ăsta de 6 nu mai merge pus aici, că e filetul dat peste cap, ok? Ca și lungime, o să îl pun pe ăsta de 8. Vezi că e mai mare. Da, am văzut. Că ăla de 10 e pentru cheie de 17, ok? Uh-huh. Și ăsta e pentru cheie de 13, 8. Și uite, vezi? Și acum, ca să-i fac filet aici, trebuie să caut o piuliță pentru el. Întotdeauna așa se face. Uite, am băgat piulița asta, ok? Da. Piulița merge bine. Că aici pot să-i pun șaibă, pot să-i pun ceva. Și în piuliță îmi trebuie un tarod. Un tarod, uite așa. Uite, vezi, ăsta e tarodul lui. Expre. Aha. Și eu acum trebuie să bag un spiral ca să-l lărgesc aici. Că mi se pare că nu o să pot eu să-l... Uite, asta e combinația care vine aici. Uite așa, știi, ca să pot să-l țin, trebuie să-l țin și drept. Și să-i fac filet aici, uite, vezi? Și să-i vină de pe partea asta de aici un pic, așa. Dacă cumva e gaura aproximativ, el, uite, o să înceapă să își ia și să-și facă, uite, vezi? Se singur. Vede de aici? Da, da. Ia uite, să înceapă să-și ia singur. Dacă nu, bag un spiral aproximativ și eu trebuie să-l țin și centrat, știi? Ca să se ducă pe... Dacă nu... Ia uite, observi? Se vede? Da, da. Vezi, ar trebui să vin cu un spiral care e aproxim, să fie mai micuț un pic, nu mai mare, că după aia nu mai are un să-și facă dinții, dar eu n-aș prea vrea. Uite, trebuie să-l ții și drept așa. Uite așa, uite așa, să fie drept. Știi ce zic? Pe traiectoria lingurii. Trebuie să ai meserie în tine, mă, că să mor răsa dacă nu. Asta ca să-l ajut pe panorama asta. Ești că mai aud acum la nimeni. Ești, păi... La nimeni, nu mai pupă nimeni. Uite, vezi, e vârful care taie prima oară ca să-și facă aia. Că tu dacă îl dai la toată lumea, ți-l face praf. Eu de ce nu dau? Ai văzut Alex? Cât e Alex de fratele meu? Nu îl dau, nici ție n-am vrut să ți-l dau. Ți l-am dat atunci cu chiucu vai și uite că... Bă, indiferent, mi-ați adus bicicleta cu frâna ruptă, cu corpul rupt. Corpul rupt, n-am, ce să mai zic, gata. Nu mai o dați la scăldare. Până și face el un pic de loc. Uite, vezi? Dar acum, știi, trebuie să mă uit și pe... Uite așa pe... Ca să mă uit să îi centrez linia, mă, știi? Cum să se strâng... Uite, gata, acum da. Uite, și trebuie să-l mențin așa. Uite așa. Vezi că s-a făcut un pic de gaură? Da. El trebuie să... Uite, cu vârful sapă. E din oțel ăsta. O oțel inestimabil, adică nici să nu se fie prea sus, prea jos, vezi? Trebuie să te uiți un pic centrat, să ai și tu simțul găuri aici, când ai un filet pe o țeavă. Uite, vezi? Uite, cam așa e. Așa e perfect.
Și dau și înainte și înapoi și își face... Ia să vedem, e bine, e bine. Observi cum își face filet? Ia uite, frate. Trebuie pus și un pic de... Stai așa, că nu-i bine, da? Ia să vedem, s-a dus. Da. Că altfel n-ai ce să faci, că nu pot să dau gaură, că se duce în corp. Uite așa. Uite, trebuie strâns cu ăsta să fie exact, să-și ia... Ia să vedem, uite așa. Să se ducă exact pe zonă. A, uite, vezi? Observi ce mișto? Da. Și nu știi că lui ăla i-am făcut filet în, în scuter, în, că la tobă. Și era șurub de 6 și am pus șurub de 13. Nu știi că mi-a adus de aia nou. Ia uite. Stai așa, unde-i? Ia uite-l. Vezi? Uite, am sudat asta ca să-i fac și e filmare pe YouTube. Dar ce-ți trebuie una coaie mâinile alea așa? Nu știu, bă, frate. Ești excitat? Ia uite. A, te excită gândul că o să-l fac? S-ar normal. Putea... Oricum, uite, ia fii atent aici acum. Uite așa, se face un filet corespunzător. Trebuie să sufli că... Ia să vedem. Și acum să dau șpanul afară, că rămâne șpanul acolo. Ai văzut, mă, ce mișto e? Ia uite, un pic de șpan, dar acum nu pot să-l fac decât dacă dau compresorul. Nu prea pot să fac. Și eu cum am tot... Și în cel mai rău caz, poate fi de la ambreiaj dacă cumva nu e de la ăsta, știi? Ia. Ai înțeles? Ok. Așa, uite, l-am curățat. Și ia uite, dacă te bagi, bagă-te mai de jos de aici, de la mine camera. Ia uitați-vă, vedeți? Mai are. Mai are corp înăuntru. Vedeți? Se vede până unde s-a dus. Cam până la jumate. Ia ține așa și vorbește cu camera. Stai așa, pe zonă. Ia să vedem. Ia uite-l. A? Cum e, mă? E altceva, frate. Și acum, cred că nu neapărat ăsta, poți să-i scoți, ăsta e cu șaibă, știi? Când vine ăsta aici, dacă nu se poate, uite, oricum trebuie să-i măresc ăsta de aici, vezi? Da, am văzut. Să-i dau gaură aici, să-i, sau să, da, trebuie să-i fac un pic de, și el o să vină, uite așa. Ia. Nu, vezi că o să trebuiască unul mai lung, ai înțeles? Mai lung. Mai lung, dar hai să-l mai adâncesc pe ăsta un pic. Ești bine? Da, da. Uite așa, ia uite. Ca să facem filet aici, că mă tot lăuda lumea pe, pe TikTok. Bă, fratele meu, le ai cu meseria, cu alea, îmi place de tine. Uite așa. Dar acum trebuie să fie și asta făcut, băgat aici, ca să iasă și panul de aici. Trebuie să-i fac asta, că răsuflă pe acolo. Adică dau un pic și nu îmi dau înapoi, trebuie să suflu ca să iasă de acolo, vezi? Ai înțeles? Uite, că dacă nu iese, uite, dacă nu iese, mă încurcă, uite așa, uite, într-una, vezi? Ce se întâmplă? Se duce peste filetul ăla și îl rupe. Mamă, mâncați-și gura ta, știi cât de, câtă grijă trebuie să ai acum? Că dacă s-a mai belit-o de asta, ți-ai al motor, mă, n-ai ce să, știi? Nu, nu știu dacă mai rezistă să-i mai dau încă un număr, să-i pun de 8, de, să-i pun de 10, știi? Gata. Ai văzut că s-a strâns ceva? Uh-huh. Ia să vedem. A făcut ceva filet. Ăsta da. Trebuie strâns cu grijă. Ia să vedem cât mai are până... Hai mă că s-a dus ceva. S-a dus, mă. Mamă, ia fii atent aici. Ia, ușor, ușor. S-a dus, brodere, s-a dus bine. Oricum, filetul am... Nu de-i de voie ăsta de aici, dar da, filetul da, s-a... El s-a băgat ca lumea, pe file, bravo. Ce căcăt-i faci, mă, acolo? Da? Dacă nu mai fac nimic acum. Uite aici, fii atent. E ăsta de jos, da? Trebuie să-l lărgesc un pic. Ia uite. Fai, mamă. Zici că sunt ucenicul lui, lui Ismail. Trebuie să-l răcăi ușor așa, mă, trebuie să ai ghibăcien în tine. Așa am făcut-o, stai să-l scot. Dacă mă înfing prea tare în el, știi? Da, da. Trebuie să-l lau ușor, da. Da, bă!
I-a dat-o pe a doua, frate. Ea câtă era? Era a doua. Dacă plecam cu a întâia, mai era cu a întâia, dar plecam cu a doua. De pe loc. Ia să vedem dacă am făcut o treabă. Și avem... Ia, bate aici cu camera. Uite, am găsit al șurub mai lung. Încă ești pășina. Ia uite-mă cum am dus cu gaura, să trăiască mă, laudă-mă, vorbește un pic cu mine. Bravo, mă, pai, deci cum laudă-mă, mă, să audă ăștia pe net aici. Să apelați la ăsta aici, la domnul Șari. Nu așa, mă, fii mirat, ia zi, bă. Mă, băi! Apelați cu el, la el. Apelați cu el. Apelați cu el. Ia fii atent aici. Hai să vedem ce, vezi ce înseamnă, mă, să ai scule, ia uite. Da, frate. Atunci ăsta trebuie să vină așa. Uite așa, da? Hai să încercăm să vedem dacă e de la asta. Oricum. Păi da, și ăsta ce e aici? Smal de la asta, de aici? Nu, mă, nu. Ce e ăla, mă? Smal. Cum dracu se numește ăla? Nu, așa era. Așa e din fabrică. Deci ăsta trebuie să vină aici. Șpan, mă. Șpan, mă. Ce dar îl trage în șpan. Ia. Uite aici mă referia, uite-te, se vede? Se vede că e un pic tocit? Ia uite. Da, și știi de ce s-a tocit aici? A. Pentru că nu a fost șurubul ăsta de jos și când îl deschidea, sărea. Pac, pac, și uite, ar putea să, nu știu, să vedem dacă... Să facă figuri. Da, ia uite, observi? Da. Acum s-ar putea să facă un pic de figuri. Și aici, dacă îi punem unul mai lung, ai înțeles? Da, acum îl punem pe acesta, hai să-l punem pe ăsta aici. Ăsta era de aici, ăla lung? Da, ăla lung era de acolo. Era de aici, nu? Da. Și dacă este pe partea alaltă, putem pune pe o liță. Dacă tu vezi că scade un șurub, se vede bine aici, filmează bine. Da. Dacă tu vezi că, băi, asta e să vă, avem... Bila și Iarco aici, ăla pus aici, ia. Normal, sir. Bă, Bila e aici, avem Bila, e... Bila trebuie să apese ambreiajul ăla. Acum, poate, na, că mai sunt unii și spun, bă, uite, am problemă și eu. Dacă vezi un șurub, uite, tu deja, adică brotherul Bolana deja nu face treabă bună, pentru că, uite, ați văzut șuruburi desfăcute, slăbite, carburator slăbit. Uite așa, gata, că nu-l strângi pe ăla să îți iasă ochii așa, știi? Și acum, fii atent, îl slăbesc un pic. Uite, vezi? Ca să se ducă ăsta la locul lui. Și acum ăsta nu trebuie doar să stea așa. Dar știi cum facem? De cât e ăsta? De 13? Ia să vedem. Să e 14, e 13. Stai să vedem cât îl strâng. Doar așa să fac un test. Că îl tai eu din el, știi? Cât intră. Uite, cam atât, ai înțeles? Deci fii atent că a luat ceva file, ai observat? A luat. Și băgăm câteva fiulețe, doar un pic să fac un test. Nici nu îi mai trebuie ăsta la cât îl strânge, ai observat? Da. Dar tu ai observat că nici aici n-am piuliță? Șurub de ăla. Aici? Da, bă, nici aici nu ai. Și de aici a scăzut. Băi, fratele meu, cade-mă că... Dacă nu ești atent... Păi nu sunt strâns, bă, frate. Bravo, om. Dă-mă și fără mă. Ia, stai să vedem. Nu, hai să mai pun ceva. Eu îi pun doar de provizor, după aia îl tai. Ai înțeles? Dar vreau să vedem dacă e... Dacă e de aici. Am înțeles. Uite, hai să îl punem pe ăsta. Mamă, hai că da. Hai, lei. Lasă-mă că facem un... Ce morți lui are, mă, și ăla și ăsta. E prea lung, știi? Da. Dar îl fac eu. Nu, nu-i bine. Nu-i bine că e prea... E prea mult. E prea mult. Am multe șeibi acolo, mă, stai așa. Dacă îți arăt imperiul meu de șeibi, n-ai văzut că am o daia plină de șeibi, uite. Văzut. Dar stai așa să fie. Ai văzut ce am în cutia în partea aia, nu? Da. Da, astea le pun acum, nu e țigănie, ca să nu zică lumea, bă, că e țigănie, le pun doar de provizoriu să văd, să îl strângă un pic. Ai înțeles? Da. Doar să-l strângă un pic, să vedem cum lucrează ambreiajul, dacă e de acolo. După aia fac un calcul și mai punem o șaibă, două, dar îl dăm la o parte, ia să vedem. Ia uite, pișate-i pe tine să te piși. Ia ridică-te sus. Ține-te de... Adică las că fac eu. Ia stai așa. Ia învârte de roată. Dă-n jos. Nu, în jos, ușor. Ia stai. Nu, așa în spate, da? Ține un pic în sus. Trage în sus, ia. Ia uite cu aia. Ia uite de la aia era. De la ăla, de-aia, uite, bă, frate, și-am crezut, bă, și m-a dus pe mine capul. A. Bă, că trebuie să iau al de ăsta. Uite-te la camera. Că era 33 de lei un de ăsta, dar un capac de ăsta. Nu ăsta capacul, nu capacul e. Ai văzut? Pentru că el ți-l forța acolo. Și ai văzut acum, uite, nici nu se duce. Da. Dar acum ce facem cu cablul? Uite, îi luăm cablul ăsta, că tot e degeaba aici. Da, frate, da, uite când îl tăiem, că să nu aibă și astea, mă. Îl tăiem acolo cu grijă mare. Hai, lasă-mă, că dacă îl băgăm și pe ăsta... Nu mă scot. Am avut cablul nou-nouț pus pe ea, dar l-am pierdut. Nu știu ce i-a făcut aia de acolo, și dar nu mai era pe ea. Deci ia uitați-vă, fraților, uite, ai văzut? Uite. Da, mă, ăsta nu mai are rost să-l mai pun aici, că nu mai e nevoie. Dar
Hai că la capacul ăsta n-ai nevoie, deci chiar dacă nu ai șurub, știi, nu e o nevoie neapărată. Ăsta-ți trebuie aici, ok? Și acum, știi cum facem? Calculăm, îl tăiem, tai așa ca să le arătăm la frați. Bate aici, bine? Da, și mergem și le dăm o probă, o scot și opa mea, ok? Ca să terminăm vlogul. L-am ajutat sau nu l-am ajutat, lume? Hai, știi? Nip. Uite. Dau prima dată de bani. Da, n-am nevoie să mă, te ești prost la cur, ai făcut-o și tu de berbec, eu am nevoie să-mi dai mie. Și atunci știi cum o să fac fără o de asta, ca să-i punem noi una la diferență. Și uite, cam cât trebuie să tai din șurubel, da? Câte spire sunt aici? Astea trei. Ia. Și acum le dau în sus și cam atât trebuie să tai din el. Nu mă, nu doar astea trei. Ce prost sunt și eu. Și ăla mare. Fără unul și cu ăsta mare. Deci uite, fii atent, uite, uite. Trebuie să-l tai, hai să-l las de aici, uite de aici, uite de aici, ai înțeles? Așa. Ok, și știi, ia, aici câte vine. Una, două, trei, dar nu mai mă las că-l țin de aici. Pare? Da, iubi. Am găsit ceva. Bravo, suflet. Ia uite mă ce a găsit Fefi pe jos când făcea... Era de aia mică, dar nu cred că am folosit, dar era de la, na, vezi ce înseamnă să hau? Ce număr e mai ieșit ăla? Nu știu, stai așa, unde am eu? Ia uite. Ce părere ai despre asta? Mi-a pune alta secretă. E micuță? Da, frate. E micuță și drăguță? Da. Nu are treabă că acum dacă vor spune, nu vezi că l-ai prins de fire. N-ai nicio treabă pentru că nu se duce filetul o parte aia pe acolo, ok? Și de aici trebuie să-l tai. Uite de aici. Da, n-am cum să-i fac. Ba da, hai că am văzut de unde, gata. Stai acolo. Ia uite, ia bat aici. Uite, vezi? Am un disc și discul ăsta e de polizat. Îl vezi că e mare. Da. E gros. E mare, e gros. Ia uite-l. Și are broaderul tău aici, cutia speranței, a? Acumulatori, ca să nu consumăm curent. Ia uite, frumos, ne punem ochelarii, ca să fiu eu mireasa, și îl tăiem de aici. Cu bine asta, ne-am descurcat frumos. Da, normal. Ochelarii, fratele meu, în cap, avem tot ce trebuie aici. Gata, uite. Ce înseamnă să ai scuilii. Și acum știi ce trebuie făcut, nu? Uite așa. O lisat puțin. Da. Sare pe tine? Da. Ia vin aproape, să vedem acum că trebuie să verificăm să nu... Uite că mai are un colț acolo mic, dar ăla n-ar trebui să dăuneze din moment ce intră bine pe... Gata, ia uite, ai observat? E șmecherie, nu? Da, frate. L-am retezat, de la munții retezat și acum ai zis să-i pun o șaibă și cam așa ar trebui să fie. Ia să vedem. Ia uite, băi, panaram. Da, am, frate. Înseamnă că dacă tu îl dai la alții, păi acum știi ce zic, nu? Da. Dacă tu ai mai dat-o cuiva, trebuie să suferi acum niște cheltuieli, niște una, să zicem, da? Bă, că te duci la unul și ți-o faci. Ia uite, mâncați și cum l-am calculat, da? Forță. Să te duci la unul să-i spui, bă, fratele meu, păi stai că uite, trebuie să-mi dai și tu. Gata, uite, acum nu mai trebuie să-l mai clintești, ai înțeles? Ia fii atent aici, uite. Mergem și pun GoPro și mergem și ne plimbăm afară, da? Ok, cum facem cu ea? Ridică-te în picioare. Cum facem cu ăsta? Zici că îl punem pe ăsta de aici? Da, mă, luăm pe ăla. Ce? Tu ai mai desfăcut cablul ăsta, nu? Nu. Ia, ăsta e. Păi și dacă îl punem pe ăsta? Nu-mi place mie de el cum e acolo. Păi nici mie nu-mi place. Da, el rezistă, mă, de lângă gura măsii. Păi rezistă, dar nu mai place mie cum e el acolo. Nu știu cum să-l pun aici. Uite, e ok de 10 aici. Hai să vedem dacă pot să-l scot pe ăsta. Ia. A, uite-mă că iese ușor de aici. Ca să poți să-l bag pe ăla. Dacă merge așa, că el rezistă, lasă-l în gura măsii, să nu mai faci acum, știi? Ia. A, ăsta e de reglaj, mă. Gata, nu mai desfac pe ăsta. Gata, sunt niște dinți acolo, știi? Mm. Uite aici, sunt niște dinți, ca să-l reglezi cum ai tu nevoie, ca să-l poți scoate, dar oricum, na. Adică știi cum e chestia asta? Mm. Îl ridici în sus și îl dai mai încoace, de exemplu, dacă vrei să-l tragă de aici, aha. Ai înțeles? Și nici asta nu e bine. A, e bine acolo că e, uite, se desface din cheia asta și îl întorci într-o parte. Știi care ar fi problema? Că nu știu dacă le enumerez pe toate aici. Băi, zic. Păi și ce, tu crezi că... Stai mă, na, uite, îl dăm jos. Uite, e de aici, nu? Îl desfacem. Uite, ia să vedem. Vine cu aici.
Ia fii atent. Îl desfacem de aici? Păi nu, că tu erași întins, băi. Uite, el trebuie să fie strâns, uite așa. Hai să-l desfac de aici, să-l dau la o parte. Cum e, mă? Uite așa, da? Îl dau în jos, uite așa. Și acum îl dăm în jos, uite așa, ia uite, brate. Vină pe sus, te chinui de acolo, muriți-ar dușmani. Uite așa, frate, ia uite, l-ai înțeles? Da, mă, da, na. Și acum, știi care e chestia? A. Să vedem dacă putem să... Dacă era cablu bun, mă, brother, mă, uite-l. L-ai înțeles? Ia uite. Și acum trage-l. Pe el trag. Uite distanța. Dar știi ce? Dar numai... A, decât dacă aș tăia din cămașă. Să o fac mai scurtă și să-l tai de aici. Dar dacă-l tai de aici, el trebuie să nu aibă dinți de ăștia. Și dacă tai din cămașă, dar ca să... Ce, era prea lungă cămașa? Era cam lungă ambreajul. Da. Era lung? Da, atunci. Ce atunci? Acum. A, acum? Hai că da. Păi și atunci putem să facem așa, mă. Să lăsăm tot cablul ăla, pentru că e cam lung și nu prea e ok, știi? Păi și ce nu te îndin el? Uite așa, îl fac mai așa, din cămaș. Și așa asta, ia uite cum arată. Vezi? Și atunci pot să-l las, uite, să faci un calcul. Dar știi care e treaba? Trebuie să verifici. A, e ăsta era, nu? Păi e lung rău, mă, nu? Da, e lung. Și atunci fii atent aici. Ia uite, vine până aici și atunci trebuie să-l fac mai scurt. Ia fii atent aici. Ia uite. Dar de ce l-ai? Cine ți l-a dus pe aici? Ia. Ăsta e, mă, nu? Dar de ce vine pe aici? Nu poate să vină și el... Din partea aia era bine, mă, fratele meu. Bă, pe partea aia era bine, mă, nu pe aici, frate. Hai să schimbăm. Ai observat? Vezi că e cutat aici? Are gât? Amoarele astea de nu l-am luat pe crește. L-ai luat. Mai mult atras. Nu e bine pe acolo, băi. Uite, să vină și să aibă și el locul. Uite-te acolo pe cameră, uite. Ia fii atent. Să aibă și el locul continuit. Uite pe aici, frate. Ia uite-l. Ia uite. Cum e acum? E altceva. Uite, maxim atât. Ai văzut? Hai, și ia, ia bate aici, luminează aici și vorbește cu ăla, zi, laudă-mă și pe mine. Ia uite, bă, ce are ăsta aici. Mamă, uite ce are ăsta aici. Așa, așa, ai văzut? Ai văzut? Mamă. Ia laudă-mă și tu vorbește, ia dă camera spre mine. Băi, laudă-mă și pe mine acum, zi, ia uite, bă, ce meserie face, laudă-mă. Ia uite, bă, ce meserie face ăsta, am apelat la el. Zi să moară, zi, jură-te pe ceva. Mă jur pe cățelul meu din curte. Dacă nu face meserie bună. Uite, frate, cum l-am făcut, vezi? Și acum ia fii atent aici că trebuie să te... Ia, ăsta vine... Uite așa, îi mai pun aici, filmează aici și zi, uite, filmează aici și zi, mamă, cât are ăsta, ia. Mamă, cât are ăsta, băi! Așa, las, nu mai tai. N-am mâncat mei oasele, na, adevărat am viat. Și ăsta îl punem pe dedesubt și ăsta vine până aici, ia uite. Și acum... Da, șef. Trebuie să-l tai, ia uite cât ai din el, vezi? Aha. Mira, cât ai din el. Ia uite. Ca să vezi cum îl... Păi, el vine din fabrică, dar vine... Da, mă, na. Și după ce... După ce sparg eu ăsta, și-l tai așa, zi, mamă, câtă putere ai, nu credeam așa, laudă-mă așa, la nivel mondial. Mamă, ce putere are ăsta, băi! Ai văzut, bă, ce pot să fac, bă? Mamă! Am și bani mulți. Da. Hai că de bani. Aici am dat un cafea. Uite, e perfect. Și acum hai să luăm același cablu. Dar știi cum trebuie să facem? Cum îl tai eu aici ca să nu se... Știi ce zic? A, era marfă dacă l-avea să-l cositorez, mă, frate. Ia uite. Știi ce zic? Uite. Ia uite. Ia uite. Vezi ce mișto? Dacă puteam să-l cositorez cu ceva, că e mie că se desface. Sau să fi pus o picătură de super glue. Uite, uite, uite cum e așa, știi? Da. Cu ce să-l... Că n-am cum ce să-l cositoresc. Dacă îl răsucesc dintr-o parte... Ia uite. În timp ce îl bag, crezi că se duce până în capătul ăla. Se duce, mă. Ia uite, fratele meu. Să zicem, nu are problemă. Stai așa, că acolo trebuie să iasă fără. Da, mai și frumos, mă, sunt șmecher, mă, să moară la ei, să vin aici, bate aici și laudă-mă un pic așa, zi. Bă, nu cred că mai există așa ceva pe globul, ia, laudă-mă, zi așa. Bă, nu cred că mai există așa ceva pe globul ăsta. Zic că ți-ai dat viața pentru mine. Ți-ai dat viața pentru mine, frate. Nu, eu să-mi dau viața, mă, tu îmi dai viața pentru mine, zi așa. Îmi dau viața pentru tine, mă ajuți enorm. Ia zi, aș plânge în timp ce mănânc corcodușul. Gata, coane, ia uite, mânca mea e oasele, ia vin aici. Stai așa, fii atent. Ia. Uite așa, las bicicleta aici. Ia. Ce ai făcut, mă? Gata, ia zi, mamă, nu vine să cred. Mamă, nu vine să cred. Plânge, plânge în hohote, plânge în hohote. Ia uite, frățioare.
Ia uite-mă să trească mă, tate, nu te-ai filma bine aici. Na, uite-te și tu cum m-am făcut. Na, plângi, plângi acum. M-ai scuipat, băi. Ia vine pe partea asta aici, ia uite. Ia uite lecția vieții, ia zi. Elixirul tinereții. Elixirul vitezei coaie. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Ia zi, închem familia să plângem toți. Mă, închem familia să plângem toți, frate. Ezi, mai dă-te dracu cu astea. Mai dă-te dracu. Aaaa, mă, Icu, de-astea acum? Fii atent ce facem acum. Îi punem șurubelul ăsta. Vezi să nu umbli-le, dacă cumva ai probleme, că ești fratele meu, ți le fac. Deci pun șurubelința aia, roșie. Hai de jos. Zi, vină la mine și zi, bă, frate, uite, am și eu o problemă cu ăla. Uite, pac, 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 că nu vreau să umble oricine la el. Că vezi că... Veniți la mine și vi le repar că sunteți din unii le face, da, nu le face cameră. Bine. Gata. Ia dă-n coace. Fii atent aici, ia uite-te. Ia uite-te, mâncam ei ce ai ieșit din bunica. Păi nu mi-a arătat ce ai tu acolo, ia calca ambreiajul. Ia, mergi cu ea așa, ușor dai drumul la ambreiaj. A, și calca ambreiajul se decuplează? Da, mâncam ei să strănu, să fii bolnav, după aia să râgâi. E altceva, mă. Fa. Gata. Hai să-l fiți atenți acum, nu vă mai arăt. Reteză ăsta de aici, îi fac așa, uite așa, și îl prind aici cu un nariș, frate, știi? Și uite, îl tai de aici, la broader, îl tai de aici, îl prind aici cu un nariș ca să nu deranjeze. De fapt, îl tai mai din coace, uite așa. Da, ceva tare, ia uite. Ce? E bujia spartă? Nu, eu am bandă de izolier aici. De ce ai pus? Că mi-a sărit ăsta de aici. Bă, ia-ți-mă o bujie de aia cu aia, te faci de râs aici să mor. Dar asta de ce sunt puse așa? Șuruburile astea sunt tăiate. Cine umblă la el? A, i-am făcut eu, nu? Da. Nu, lua ăla de la... Și lua ăla i s-a rupt. Da. A, lua... Da, mă, gata, am uitat, asta eu le-am pus. Am uitat, mă, gata, am uitat. Da, i-am făcut și atunci, mă, l-am făcut, făcut să mor. Și l-am făcut cu ăsta șmecher, marfă, rău, și a luat fraierul. Deci, ce crezi, pornește? Hai că după ce... Deci fiți atenți, fac ăsta aici, da? Atât, ce mai ai de făcut la el? Bă, să mai strâng alea piulțea pe spate de unde ai zis tu, dacă e problemă și n-ai, așa nu putem aici. Ba da, hai că-ți dau eu asta, ia. Uite, îți dau eu bormașina, o să oprim, nu mai înregistrăm. Îi dau bormașina în timp ce eu îi fac la fraților și mă spăl pe mâini și mi-au GoPro și merge și le dăm un test. Dar nu pornește până nu... Uite, ia uite, toate sunt... Bă, așa, mă. Bă, n-auzi că le-am strâns la max cât a putut eu de tare. Băi, dar în timp s-a desfăcut. Cumpărei piulițe, cum le spune, am uitat cum le zice. Au un plastic aici, au un plastic aici să nu se desfacă. Tu nu vezi că eu, da, le-am cu aia pătrate. Păi da, le-am și eu acasă, le-am pe toate. Ha, îi punem și astea la loc aici, nu mai umblăm. Cambreajul, ia, fii atent, calcă cambreajul, calcă-l. Ia uite, ia uite, ți-am zis că se dă cu mâna asta, ai înțeles? Da, șef. Ia, ia, calcă cambreajul, calcă-l, ține-l apăsat, da? Ține-l apăsat, ține-l apăsat. Ține cu mâna asta așa. Păi dă-te că nu mai văd. Așa, așa. Și de ce? Hai să vedem cât e ambreiajul de... Să nu-i dai drum. Nu. Să vedem cât e ambreiajul de tocit. Dă-i drumul ușor la ăsta. Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Uite, uite ambreiajul. Ai înțeles? Că nu e tocit așa tare. Nu e, nu e. Și la mine e la fel, nu e. Dar vezi că se poate face un upgrade. Și o să mă interesez eu și când iei să ți iei și tu dacă ți-e motor. Uite, pastilele astea, uite, le vezi. Ia. Toate cred că se cam mișcă așa, nu? Nu, vezi că nu mai au viață mult, observi? Da. E un material prost, ci că astea care sunt... Așa sunt ele... Ai înțeles? Așa lucrează ele. Bine, hai să-l punem la loc. Uite așa, apasă-l tu un pic. Ai văzut că încalci ambreiajul, că ăsta decuplează, mă, ai înțeles? Da. Și eu știu acum cum trebuie reglat, pentru că m-am uitat și la celălalt, cum trebuie reglat. Gata, ia-te-i drum. Ia, unde, cam unde, stai că îl simt eu la mână, dă-i drumul. Ia, împinge-o, ține un pic împins, stai așa. Gata, dă-i drum, dă-i drum, mai apasă un pic, că apasă ambreiajul. Încă două de-astea, gata, atât, ăla-i. Eu îl strâng acum și ne vedem la plimbare, ok? Hai că l-am făcut și de data asta. Gata, lume, hai să facem și un test. Între timp a mai și plouat, cred că se observă un pic pe canal. Eu mi-am scos baba, să-i dau drumul la apă. La benzină, să-i dau drumul la apă. Râzi alături de mine. Ia să vedem, ia, întoarce-o invers. Hai ca să-i facem un test așa. Ia, o pornești de aici? Da. Ia. E bucuros că i-am făcut bicicleta, ia. Ia, ia. Trebuie să mă spui pe ea. Ia uzi, a și pornit. Acum a mea, trebuie să-i ridic șocul. I-am dat drumul la benzină. Să vedem dacă pornește. Uitați-vă, mă, ce repede a pornit. Ați văzut?
O las un pic să se încălzească. În timpul ăsta dau la pedale ca să, să se încălzească. E bine așa cum se vede? Îi dau șocul jos. Ia să vă s-a încălzit. Abia începe să încălzească. Trebuie să o lăsăm un pic așa, că altfel ne batem joc de pistoane și de tot. Ia. Adică țin ambreiajul călcat și șocul e în sus acum. Când se dă să moară șocul. Hai mă, iau încolo. Ușor așa. Oameni! Îi las șocul jos. Gata. I-am lăsat șocul în jos. Și acum e gata. Da, e urât că sare nomol pe noi. Mie cam tremură. Dar așa tremură ele de la motoare. Uite, dacă în mers nu mai tremură decât așa la relantiu. Păi viteza prea mică, e motorul mare. Dar aș vrea să aibă o fluență mai mare. Să aibă o fluență în mers, așa, știi ce zic? Nu știu pe unde să merg eu ca să nu sară apă pe mine. Deci că nu cred că are pe unde să meargă, că... Ai, așa e mai bine. Are pe unde să sare apa. Dar așa în mers, n-am probleme cu ea. Dar sare apă. Păi da, bă, dar sare apă. Ia uitați-vă frâna. Ia uite, tată. A? Ia, frâna pe față. Opa. Frâna e frână, tată. Te oprește, tată. Ia uite. Bine, n-o pun eu plus. Dar la mine pleacă și de pe loc. E setul de 80. E marcă. Hai, vezi boli, da? Băi, ai luat-o pe șosea unde ne nămolim, ne udăm, trebuia să o luăm pe câmp, coane. Pe câmp, băi, pe câmp, dacă o iei pe aici, pe... deja te-ai udat pe spate un pic, sare apă, coane, că n-avem aripi. N-avem aripi, băi, și te uzi, sare pe spate, stai așa că mă întorc. O ajut în timpul să-i dau și drumul la ambreiaj ușor, așa, știi? Dar așa când îi dau drumul, merge bine. Și prin București, când mă plimb cu ea, iau pe aici, pe la biserică, mă. Pe aici merge bine. E apă pe șosea, mă, și sare pe noi. Uite și pe spatele tău sare puțin. Trebuie să mergi încet. Așa pe câmp poate nu e chiar așa. Mai pe câmp trage pământul, mă. Mamă, ce merge, dar nu pot să-i dau. Da, pe câmp nu pot să cazi. Unde să cazi pe câmp, mă? Deci te plimbi cu o bicicletă de asta, cu un rezervor de pe... Ia. Hai că nu sare acum, dar dacă mă plimb cu viteză, sare, mă, broadă. Stai așa să mă duc pe partea asta. Uite aici. Aici nu mai e. Își ia viteză destul de repede, e foarte șmecheră. Să-mi spuneți cum filmează GoPro Hero 9 ăsta. Băi, hai o luăm pe partea asta și mergem acasă. Că începe ploaia, știi? Ia uite ce mișto e pe aici. Aici nu mai e, mă, vezi? Ia uite. Dacă mă ridic sus, Ia uite ce bine e pe aici. Doar că sunt gunoaie, da? Ia uite-o. E mai mișto pe câmp, mă, să mor. Mai ales cum am eu furca pe față. Aveam joc pe față, pe live am descoperit. Ia uite, chiloții în pom, băi, este bun. E mișto, da, pe câmp, așa e bele. Nu sare nămol, nu sare nimic. E iarba asta. Dacă... Iar bă, iau de aici pe teren. E mișto pe aici, mă.
atâta ușor așa. Ia! Ia-l dracu, ia! Ok. Ia. Stop cardiac. Hai să oprim, să facem outro. Deci cam așa lucrează, se pare că se pare. Gata? Să facem outro-ul. Nu o să pot... Plouă și pe cameră, da bine, camera rezistă la umiditate. Frână! Mamă, ce frână ai! Oprești așa, gata, ce părere ai despre... Uite că plouă pe asta și am ștergătură aici. Pac, 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 pac. A? Ce părere aveți despre bicicletă? Sunteți mulțumită, dumneavoastră, da, doamnă? Mulțumită. Ia întoarceți-vă cu curul, mi se pare că sare aia pe pătine. A sărit pe geacă cu aia, te duci acasă și ți-o speli să moară. Să... Știi ce e pe spate? Te duci acasă, lasă țuțele, te duci acasă să mor la lița, știi ce e pe spate? Ce îmi pare mergi rău ușor. Că sare puțin noroiul ăsta și n-a. Păi sare noroiul, numai eu direct acasă, nu mă opresc. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și vedeți că o să fie cât mai multe. Băi, uite ce pe spatele tău ești prost. Ia uitați-vă, mă, zici, care coadă. S-a sărit și pe geacă, băi, du-te să clătești un pic cu apă, că uite, se curăță. Să moară la lița, ia uite ce pe tine, fraier, pe spate. Ok, haideți că noi vă lăsăm că a început să plouă, e ora 9, hai că e 9, am făcut o rimă 9. Dar uite cum arată, zici că e 9, și o să dăm o tură cu brotherii la pădure, mergi cu mine la pădure, le băgăm în mașină. Da. Le băgăm pe jos și mergem cu ele la pădure, știi unde, în pădurea aia, la Buzău, acolo unde m-am plimbat eu, da, mă, știi? Da. Și ne plimbăm acolo cu ea, ai văzut ce mișto? Da. Ai văzut traseul când m-am plimbat cu aia? Sărea în sus, ok. I-am reparat bicicleta, problemele pentru cei care nu ați știut au fost de la șurubelul ăsta care era lipsă. Uite ăsta, și eu i-am pus alt șurub aici, s-a încălzit frumos și ținea doar în ăsta. Ăsta era lipsă și lipsește, dar nu e o problemă că ține ăsta. Și am făcut alt filet, un filet de 8 și am pus un șurubel, am calculat aici și arată, bă, banii pe șurubul ăsta când mi-i dai? Mâine. A, bine, vină mâine cu banii la mine. Și el am aranjat, el se speria, se credea că e de la ambreiaj. Am desfăcut și partea asta la ambreiaj, nu are nimic. Ambreiajul lucrează bine, sper să se... protejeze bine cu bicicleta și cu tot ce trebuie și gata, frățiorii mei. I-am întins și întinzătorul, are câteva spițe aici lipsă. Dar hai că oricum, o să, când o să dau prima dată de bani, eu știu ce o să fac, o să schimb geanta. Ia geanta. Da, ia-ți altă geantă și vezi ce faci cu asta, că se mai desfac. Acum nu, că le-am strâns eu, le-a strâns la mine toate șurubelele alea. Da, mă. Ok, hai, gata. Salută chatul, spune, vorbește, zi să-i something. Vă pup. Laudă-mă și pe mine un pic. Da, să veni la domnul Șari, că știe să facă. Nu să veni, să vină la mine, mă, că nu e servizii. Nu pot să cred, zid alea cu inima, zic că... Nu pot să cred, mi-a luat o piatră după inimă când am văzut că face la motor. Coaie, piatră pe inimă, zic că mi-a luat o piatră de pe bicicletă. Ia zi, lasă-o baltă. Hai, lasă-o baltă. Bine, băiatul are faruri. Hai mă să facem outro, zi, hai că... Hai, lasă-mă. Ok, frățiorii mei, vă pup și eu. Și ne vedem în episodul următor când am mult mai multe. Și cu Adi am ceva de făcut, un proiect pentru calea ferată. Ți-am zis de proiectul Adi, da, da. De calea ferată, să rămâneți pe zonă, abonați-vă și aveți grijă că am început filmările pe TikTok, vă aștept. Trebuie să le spălăm, băi, să îmi fac pompa, de fapt trebuie să-mi pun pompa, am o de-aia cu jet de la puternic, carcer de ăla sau cum se numește, și când îi dau sare tot, gândiți-vă că n-am spălat-o de când am luat-o, știi, nu? Da. Am tras cu ea măcațe și kilometri întregi, luăm fiecare șurubel, l-a verificat, ați văzut cum îi se mișca și... I se mișca lui și ăsta, carburatorul, tot, mama, au ieșit țânțarii, ne mănâncă viespile, gata, mergem acasă, frățiorii mei, frâna pe față am făcut-o, e tank, ia uitați-o, e tank, mâncava și cura, ce să facem, asta e când avem grijă de ele, ne țin o viață. Vă aștept pe Facebook, Fish Hacker, și pe YouTube, Fish Hacker, cel mai mare canal de pescuit din România, și tot pe Facebook, Roman Paul Gabriel, pagina mea personală, originală și adevărată. Până data viitoare, vă pup, aruncați acolo inimi, like-uri și distribuiri.